Sebastian Ghii dezvăluie adevăratul scop al lui Coldea, discuie halucinant despre Victor Ponta. Fugarul Sebastian Ghii susține ce a intrat în conflict cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, cel care i-a cerut să le toarne pe Victor Ponta Ivase ceva. Ghii susține ce Florian Coldea dorea ca Ponta să meargă, în anul 2015, la Klaus Iohannis se cad la pace. Nefiind chiar naiv, în comisie, lui Coldea, altora, le-am spus, nu e în regulă ce se întâmplă acolo. Oamenii ia falsific probe, presează oamenii ia IT un mic conflict, cu reprourei, cu presiuni, se, ideea Ponta demisia, se seduc se înleag cu Iohannis eu i-am spus, domnul Coldea, dacă tu crezi ce ne-au crescut copiii împreună ai mei, ai tăi ai lui Ponta ii tu crezi ce e vreun mare juctor sau la nivelul sta îmi spui toarnă-le pe Ponta, ce tu scapi ii te pui bine cu președintele ii în elege, tenelia amarnic, înseamnă ce nu me cunoști deloc. Tu pui se, mi ceri mie multe lucruri ii poate ce am făcut de-a lungul viei multe lucruri. Dar sigur nu pui să, mi ceri să mă duc acasă, să mă uit la beiei mei, care au stat bot în bot cu Irina lui Ponta, timp de 8 ani eu să-i torntat le punct asta nu mai fac ii pentru ce? Pentru o joac politic, ce lume nu ve mai ajunge, ce bani, ce afaceri merit ca să mă omor eu pe mine ca om, susține Sebastian Ghii, în interviul acordat lui Ion Cristoiu.